Inspectoratul Școlar Județean Buzău a distribuit școlilor din județ 4.300 de litri de dezinfectant. Substanța pentru dezinfecție a fost achiziționată din fondurile alocate de Ministerul Educației și a fost distribuită unităților de învățământ în funcție de numărul de elevi. Conducerea Inspectoratului Școlar Buzău menționează că aceste cantități sunt doar un stoc suplimentar de dezinfectant care se adaugă dezinfectantului pe care fiecare școală trebuie să îl achiziționeze din fondurile proprii sau din proiectele cu unitățile administrativ-teritoriale. A fost adusă întreaga cantitate, aproximativ 4.300 de litri, pe care am distribuit-o și împărțit-o unităților de învățământ în funcție de numărul de elevi, acesta fiind, de fapt, un stoc tampon pe care trebuie să-l aibă fiecare unitate de învățământ, în afară de cantitățile de dezinfectanți, măști și ce mai au nevoie, pe care și le achiziționează fiecare unitate din fondurile proprii de la capitolul cheltuieli materiale. În școlile buzoiene vor ajunge în perioada următoare și măștile de protecție pentru elevi. În momentul în care cursurile vor începe, suntem pregătiți din acest punct de vedere. Urmează să sosească și măștile pentru elevi, care vor fi tot la fel un stoc tampon în fiecare unitate, încât să fim acoperiți din acest punct de vedere în fiecare unitate, indiferent cât este de mare sau mică. În școlile din județul Buzău sunt înscriși aproximativ 67.000 de elevi.